Centrul pentru copii cu dizabilități inaugurat astăzi beneficiază de toate dotările necesare tratamentului și terapiei pentru minorii care suferă de tulburări de comportament. De la camere de joacă, având un ambient propice copiilor cu astfel de afecțiuni, săl prevăzute cu echipamente specifice terapiei prin exerciții și până la sălile de mese, toate fac parte din cel mai modern centru pentru copii cu dizabilități din județul Buzău. De serviciile noului centru vor beneficia zeci de minori. Statisticele de specialitate indică un număr de circa 300 de copii cu astfel de probleme în județul Buzău. Pentru familiile buzoiene cu astfel de copii, terapia a însemnat până astăzi un calvar. Știu că sunt prezenți aici câțiva părinți care au copii cu afecțiuni din spectrul autismului și că ei vă pot certifica cel mai bine acest adevăr. Pentru aceste familii erau necesare drumuri numeroase și ședințe de terapie foarte costisitoare în București și în județul Vrancea. Comunitatea buzoiană era datoare copiilor cu afecțiuni neuropsihice. Era datoare să le asigure înființarea unui centru special în care avem condiții necesare pentru terapie și pentru un regim diurn în care aceștia să se simtă bine. În calitate de președinte al Consiliului Județean, am spus da transformării în realitate acestei idei venite din partea inimoasei doamne directoare Claudia Roșioru, pe care o felicit astăzi în fața tuturor pentru această realizare. La eveniment au participat și părinții, ai căror copii vor fi primiți în centru. După o vizită scurtă, mamele au apreciat inițiativa autorităților de a înființa o locație specială pentru copiii cu autism și sindrom Down. Foarte frumos, foarte modern. În rest, să sperăm că să văd și rezultate. De 2 ani o țin acasă, n-am avut unde să mai duc și grădinițele care erau, nu o primeau că e prea mare și acum să sperăm că e bine. Fac naveta de la Gara Boba la logopedie de 2 ori pe săptămână, da, sperăm, nu vorbește. Este foarte agitat, e iute, e înțelege, dar nu vorbește. Asta este toată problema noastră. Foarte bine, mi se pare tot ce le trebuie copiilor, deoarece nu mi l-a primit într-o grădiniță normală, are nevoie de spațiu, de joacă, de copii, de... Deci fac logopedie, dar nu e ca într-un centru cu copii, cu mai mulți. Până acum cum v-ați descurcat? Greu, am noroc că mai am o fetiță, deci îl duce la copii, dar depinde numai de mine. Nu vorbește și nu execută comenzi, așa. Centrul Dumbrava Minunată a fost realizat cu aproape 25 de miliarde de lei vechi într-un corp ce aparținut Spitalului Brătianu de pe Bulevardul Nicolae Bălcescu. 80% din finanțare a fost asigurată din fonduri europene, restul banilor reprezentând contribuția Consiliului Județean.